Uitați borcanele mele. Iată tot, acum le punem să stea la cald și după ce le servim. Alu, prieteni, astăzi vin cu o nouă rețetă. Și haideți să trecem direct la treabă. Să vă spun principalul ingredient. Ia uitați ce am aici. Ridichii. Le-am spălat, le-am tăiat. Și uitați-le. Și câțiva castraveți. Nu mulți. Și haideți acum să trecem la treabă să vă arăt direct ce fac cu ei. Deci le-am spălat, le-am tăiat și acum le băgăm în borcan. Câteva din astea și câteva mai multe din astea. Așa. Și o să vedem ce nebunie iese. Așa, procedăm cu toate. Ia uitați, acum borcanele. Iar acum voi veni cu sare. Asta că e mai mare, pun o linguriță. La astea, la altea, pun mai puțin. Voi puneți după gustul vostru. Eu mănânc cu mai puțină sare. Și de asta pun mai puțin. Așa. Iar acum vin cu un pic ca fel de zahăr. La fiecare borcan. Iar acum voi pune câteva bobe de muștar. Nu multe. La fiecare borcanel. Se vede muștar, da? Asta o să pun și la mare. Așa. Și vin și cu bobe de piper. Iar acum voi adăuga câte oțet de mere. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Și așa cu toate. Iar la asta, care este mai mare, punem 10. Una. Final am pus 14 ca să pun până la dunga asta. Deci am pus dublu. Și acum venim cu apă. Ia uitați-le ce frumoase sunt. Ce bine arată. Și acum le băgăm pe mari. Le lăsăm 10 minute la foc și asta și le închidem și le punem la cămară. Așa că dacă v-a plăcut ce ați văzut, eu vă spun spor la treabă și ne vedem pe curând la următorul video. Pa!